În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Preacucernici părinți, iubiți credincioși și credincioase, ne aflăm încă în perioada pascală și cu ajutorul lui Dumnezeu, săptămâna care urmează joi se va sărbători înălțarea Mântuitorului la cer. În duminica aceasta, Sfânta Evanghelie, rânduită pentru duminica a șasea de după Paști, ne pune în față un tablou cutremurător, și anume o minune săvârșită de Mântuitorul Hristos, din iubire milostivă și cu puterea sa dumnezeiască, când a vindecat un orb din naștere. De aceea, duminica de astăzi se mai numește și Duminica Orbului. Mântuitorul a săvârșit multe minuni, a tămăduit mulți oameni aflați în neputințe, paralizați, oameni care aveau fel de fel de probleme de sănătate. S-a plecat asupra multora cu iubire milostivă, pentru că El a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut. A venit ca să ia asupra sa durerile noastre, căci cu suferințele noastre și cu rănile noastre s-a împovărat, iar prin rănile crucii Lui sau prin crucea Lui toți ne-am vindecat. Orbul din Evanghelia de astăzi are o conotație deosebită. De ce spun acest lucru? Că am mai auzit și în alte Sfinte Evanghelii că Mântuitorul Hristos a vindecat orbi, a vindecat șchiopi, a vindecat pe cei paralizați, a vindecat pe un om cu mâna uscată. Dar orbul din Evanghelia de astăzi nu este Bartimeu, care cerșea la poarta Ierihonului, nici ceilalți doi orbi de care fac pomenire Sfântul Evanghelist Matei și Marcu în Evanghelia lor, pentru că acest orb de care face pomenire doar Sfântul Evanghelist Ioan, la capitolul 9, nu avea nici ochi măcar. Ceilalți pe care i-a vindecat Mântuitorul aveau organul văzului, aveau ochi, dar prin împrejurări deosebite din viața lor, fie prin accidente sau prin alte împrejurări, își pierduseră vederea și nu mai aveau speranțe nici la medie, și Mântuitorul i-a tămăduit, cum l-a tămăduit pe Bartimeu de la poarta Ierihonului. Când a zis, ce vrei să-ți fac, să văd, Doamne? Și a zis, Mântuitorul, vezi, și a văzut. Orbul din naștere, din Evanghelia de astăzi, așa s-a născut, fără ochi, deci fără organul vederii și fără vedere. Deci nu avea doar orbitele în care ar fi fost ochi. Și normal că, nefiind ochi, nu putea nici să vadă. Și Sfinții Apostoli l-au întrebat pe Mântuitorul când l-a întâlnit, când grupul acesta în care era Mântuitorul Hristos cu Sfinții Apostoli și cu mulțimile, au întâlnit pe acest orb în Ierusalim. Și imediat l-au întrebat apostolii pe Mântuitorul Hristos, Doamne, cine a greșit? Acesta, înainte de a se naște, nu putea greși. Cine a greșit, acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Și Mântuitorul dă un răspuns pe măsură, dă un răspuns cu înțeles adânc, pentru că avea în vedere minunea care se va săvârși cu acest om, care într-un moment al vieții sale îl întâlnește pe drumurile vieții lui pe Mântuitorul Hristos, tămăduitorul nostru. Și spune, n-a greșit nici el, nici părinții lui, ci s-a născut așa dintr-o rânduială lui Dumnezeu. Vedeți? Mai sunt și socotelile lui Dumnezeu cu noi oamenii, ca să se arate prin el lucrările sau lucrarea lui Dumnezeu. La un moment dat apare acest orb de naștere, fără ochi, pentru că tot la un moment dat în viața lui îl va întâlni pe Mântuitorul Hristos și va dobândi și ochi și vedere. Pentru că Mântuitorul Hristos este Cel care L-a făcut pe om, Cuvântul lui Dumnezeu Cel întrupat, care a luat firea noastră. Dar la început, Dumnezeu a zidit pe om. Trupul Lui L-a zidit luând pământ din țărână, luând pământ din firea înconjurătoare. Cu trupul ne înrudim
cu firea din care facem parte, dar prin suflet ne înrudim cu cerul. De aceea omul este frumoasa sinteză între cer și pământ. Mântuitorul Hristos a luat firea noastră ca să tămăduiască rănile și suferințele omului și să aducă mântuirea. Zicând că acest om s-a născut așa ca să se arate lucrările lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu avea de făcut o minune cu acest om. L-a întâlnit pe Mântuitorul Hristos, așa a fost rânduit de la Dumnezeu. Și Mântuitorul Hristos îi va dărui vederea și îl va recrea. Acolo unde nu era organul văzului, nu era ochi, Mântuitorul Hristos, Logosul întrupat, ca la începutul creației, a scuipat în pulberea drumului, în pământ, și a făcut puțină tină sau un lut și i-a uns locul ochilor, i-a uns orbitele și i-a poruncit zicând, orbul auzea. Desigur, mergi și te spală la scăldătoarea Siloam. Era un izvor în Ierusalim și este și astăzi. Și zice, orbul a ascultat, s-a supus cuvântului Mântuitorului. Nu-l știa, nu-l văzuse niciodată, dar l-a ascultat. A întrebat, probabil mai era condus de cineva, a întrebat unde este izvorul Siloam și s-a dus și zice, menționează Sfântul Evanghelist că ducându-se și spălându-se s-a întors văzând. A dobândit și ochi, dar și vedere. Vedere trupească deocamdată, dar va dobândi și o altă vedere lăuntrică, care e mult mai de preț decât vederea aceasta fizică. Dar el a trăit o dramă a existenței sale. Dar iată că la un moment dat, pe traseul vieții sale, apare această întâlnire cu Mântuitorul Hristos și dobândește vederea. Căci într-o lumină ta vom vedea lumină. Hristos era lumina cea adevărată care luminează pe tot omul care vine în lume. El însuși, înainte de a face tină din praful pământului și înainte de a unge ochii, a spus, zice, cât sunt în lume, lumină sunt lumii și trebuie să fac lucrările pe care Tatăl mi le-a dat să le fac. Deci El este Fiul lui Dumnezeu cel adevărat, care împlinea voia Tatălui întru toate. Și cât sunt în lume, sunt lumină lumii. Ca lumea să nu mai umble în întuneric, să nu mai orbecăie neștiință, ci să aibă lumina vieții celei adevărate. Și orbul s-a întors, a ascultat de Mântuitorul, s-a spălat cu apă din acest izvor al Siloamului și a dobândit vedere și s-a întors preamărind pe Dumnezeu. El nu-l văzuse pe binefăcătorul său, nu-l cunoștea. Auzise doar că este cineva Iisus din Nazaret. Acesta este binefăcătorul lui, care a uns cu tine locul ochilor și prin minune dumnezeiască, că aici e iubirea lui Hristos, dar și puterea sa dumnezeiască, ca să facă ochi acolo unde nu erau. Orbul acesta trăia o dramă a existenței sale până atunci. Închipuiți-vă oameni care, dintr-un motiv sau altul, își pierd vederea. Dar dacă închid ochii, au o vedere lăuntrică. Ei știu ce însemnează un pom, o floare. Ți închipui o casă, un drum. Ți închipui cum ar fi în jurul tău, pentru că ai văzut odată și s-a imprimat în adâncul ființei tale aceste imagini. Ai o lume interioară. Au fost și mari duhovnici care nu, printr-o împrejurări nefavorabile ale vieții, și-au pierdut vederea. Dar aveau o vedere duhovnicească, lăuntrică, dar aveau și o vedere a lucrurilor pe care odată poate le-au văzut în viață. Gândiți-vă acest om care nu avea nici măcar ochi, nici organ al văzului, ce lume interioară putea să aibă. Era o lume a lui, probabil numai întuneric. Nu văzuse niciodată chipul unui om. Nu știa cum arată lumea din jurul nostru. Așa cum dacă noi închidem ochii, putem
să ne dăm seama. Știm cum e o floare, știm cum e o biserică, știm cum e o sfântă icoană, știm mediul în care trăim, pentru că am trăit în el și trăim în el și l-am înregistrat în adâncul ființei noastre. Închipuiți-vă acest om care n-a văzut niciodată, n-a văzut pe nimeni, n-a cunoscut pe nimeni, doar auzea în jurul lui ceea ce se întâmpla. Nu-și văzuse nici părinții, nici pe cunoscuții lui, nici pe cel pe care poate îl ajuta să meargă acolo undeva prin piețe, să cerșească și el un ban, câștigându-și cele necesare. Dar iată, Mântuitorul Hristos îl face sănătos. Și spune Sfânta Evanghelie că era o zi de sâmbătă. Grav pentru iudei. Farisei și cărturari abia o așteptau ca Mântuitorul Hristos să facă un pas după ei greșit ca să-l condamne. Și s-a întors acesta. Mulți se mirau. Cum a dobândit vedere? Alții ziceau că nu este acela care a fost dor, ci seamănă cu el. Și un întreg richizitoriu s-a făcut asupra lui. L-au dus la farisei, la cărturari, să le povestească cum s-a făcut sănătos. Au chemat pe părinții lui să recunoască părinții. Dacă acesta este fiul vostru, a spus, da, acesta este. Dar cum a dobândit vederea? Asta nu știm, întrebați-l pe el. Și le-a spus fariseilor că un om oarecare, Iisus, dar acela m-a făcut sănătos. Și le-a explicat cum a uns cu tine și cum l-a trimis să se spele la izvorul Siloam. Și n-au crezut în puterea dumnezeiască a lui Iisus din Nazaret. N-au crezut că El este Dumnezeu, n-au crezut că El este Mesia, n-au crezut în minune, deși lucrurile erau atât de evidente încât puteau să creadă. Și s-a mirat până și orbul, că l-au mai chemat odată. Ia mai spun odată, cum te-a vindecat Iisus? Pe ce v-am spus adineaori? Vreți și voi să deveniți ucenicii Lui? Foarte subtil răspunsul orbului. Pentru că acești oameni, farisei cărturari, trăiau într-o orbire a inimii și a minții lor. Orbul, pe de o parte, dobândise vederea și începea să dobândească o vedere lăuntrică, să-L cunoască pe binefăcătorul lui, să-L cunoască pe Dumnezeu, să creadă în El, să-L mărturisească. Aceștia rămâneau închiși într-o orbire a minții și a inimii, refuzând să creadă în minune, refuzând și identitatea celui care a fost vindecat. Nu este acesta, seamănă cu el. Și le-a spus, vreți să vă faceți și ucenicii ai lui? Tu ești ucenicul lui, răspundeau farisei și cărturarii. Noi avem pe Moise, cu Moise a vorbit Dumnezeu, pe acesta Iisus, noi nu știm de unde este. Și dă un răspuns foarte, foarte clar și foarte logic. Omul vindecat, orbul cel vindecat, zice, tocmai în aceasta stă minunea, că voi nu știți de unde este sau cine este Iisus și acesta m-a făcut pe mine sănătos. Te-ai născut în păcate, te dăm afară din sinagogă. Și l-a întâlnit, pe urmă, după ce l-a dat afară din sinagogă, l-a întâlnit Mântuitorul Hristos, pe cel vindecat, pe orbul vindecat și a zis, foarte frumos această descoperire a Mântuitorului după ce a săvârșit minunea. Zice, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Ce întrebare frumoasă! Însuși Mântuitorul Hristos, fiecăruia dintre noi, ne adresează această întrebare. Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Și orbul răspunde, Doamne, cred, dar cine este acesta? Ca să cred în El. Păi zice, cel care... L-ai și văzut, și cel care vorbește acum cu tine. Și a dat seama că acesta este și cel care l-a făcut pe el sănătos. L-a mărturisit. Și zice, cel care vorbește cu tine, acela este. Și atunci orbul, plin de credință, plin de lumină duhovnicească de data aceasta, și vedere fizică, dar și o vedere lăuntrică a omului duhovnicesc, a unui apostol și un misionar al lui Hristos. Da, Doamne, cred, Doamne, și s-a închinat Lui. Și asta este mărturisirea acestui om, o mărturisire peste timp valabilă și pentru noi, și pentru omenirea de astăzi, care în multe compartimente ale ei persistă în orbire, în rătăcire,
în întuneric și pune că întunericul e lumină. Și refuzând razele luminii lui Hristos, care pot schimba pe om, îl pot apropia pe om, îl pot transforma pe om într-un apostol și într-un mărturisitor al lui Hristos, așa cum l-a transformat Mântuitorul Hristos pe orbul când l-a vindecat. I-a dăruit vedere, dar și o apropiere de a-l mărturisi și de a crede cu adevărat în Fiul lui Dumnezeu cel înviat. Iubiți credincioși, ne amintim și de un alt fragment al Mântuitorului, spus de Mântuitorul Hristos, când spune: Eu sunt lumina lumii, cel ce crede în mine sau cel ce vine după mine nu va umbla în întuneric. Iată un mesaj pentru omul de astăzi, pentru omul modern, pentru societatea modernă. Cel ce vine după mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. În al doilea rând, iubiți credincioși, permiteți-mi doar câteva cuvinte, nu putem epuiza subiectul. Tot astăzi, biserica prăznuiește pe Sfinții Împărați Constantin și mama sa Elena, primii împărați creștini, zi de 21 mai, primii împărați creștini care din pronie dumnezeiască vin la cârma Imperiului Roman, la începutul secolului IV, după o perioadă de peste 250 de ani de prigonire. Toți împărații romani au fost păgâni și au prigonit Biserica lui Hristos. Dar iată că Dumnezeu a rânduit ca la începutul secolului IV să se ridice Constantin cel Mare din părțile de apus al Imperiului Roman. Era cezar acolo după moartea tatălui său, a dobândit o funcție mai importantă și l-a rânduit Dumnezeu ca el să vină la cârma Imperiului Roman și să dea libertate creștinismului prin edictul de la Milano sau de la Mediolan, cum se numește, din anul 313 după Hristos. Împăratul Constantin a domnit între anii 306-337 după Hristos. A venit cu o armată din Bretania și din Galia, Franța de astăzi, și l-a înfrânt pe Maxențiu, aproape de Roma, pe alt cezar care era păgân, în lupta de la Pons Milvius, de la Podul Vulturului, din octombrie 312. Și a intrat triumfal în Roma și a făcut alianță cu ceilalți doi cezari din răsărit, cu Maxențiu, cu Maximilian Galeriu și cu Liciniu. Și iată, ei au ajuns conducătorii a Imperiului Roman de atunci și Sfântul Împărat Constantin, ajutat de mama sa Elena, care era creștină, ia hotărâri foarte importante pentru Biserica lui Hristos. Așa cum am arătat, în 313, printr-un decret, așa se numește, printr-un edict de toleranță, dă libertate creștinismului, care până atunci era o religie prigonită. Să nu mai fie o religie prigonită, să fie recunoscută ca religie egală cu celelalte ale Imperiului. Bisericile să se poată construi, s-au dat înapoi averile bisericilor care au fost confiscate, iar creștinii au început să fie promovați în funcții publice până în administrația imperială. El, înainte de lupta cu Maxențiu, și asta e foarte important, a văzut semnul Sfintei Cruci pe cer. În ajunul luptei s-a descoperit Sfânta Cruce în formă de stele luminoase în plină zi. Noi ziua nu vedem stelele. Vedeți că era o arătare a lui Dumnezeu. În chip de cruce, stele și de stele pe cer, semnul Sfintei Cruci, și scria acolo pe cer: în acest semn vei învinge, en tutonica, în limba greacă, sau in hoc signo vinces, în limba latină. Și s-a cutremurat împăratul de această vedenie și mai mult, în timpul nopții, i s-a arătat Mântuitorul Hristos și a spus să coasă pe steagurile de luptă monogramul lui Mântuitorului Hristos, adică formă de X și de R, Iisus Hristos, să-l coase pe toate steagurile de luptă care se vor numi Labarum de atunci încolo.
Și așa cum menționează Eusebiu de Cezarea și Lactanțiu, cei care au consemnat Eusebiu de Cezarea, istoricul curții imperiale, și Lactanțiu, un apologet creștin, cu putere de sus l-a biruit pe Maxențiu a doua zi, așa cum a menționat în octombrie 312, cu puterea lui Hristos. Și atunci a dat seama că din pronie dumnezeiască, adică din rânduială cerească, este chemat la cârma Imperiului Roman. Și de atunci s-a pus în slujba bisericii, în slujba credinței cele adevărate, ajutat foarte mult de împărăteasa Elena, de mama sa atât de credincioasă. Au mai trecut timpuri și iată că după moartea lui Liciniu și după moartea lui Maximian Galeriu ajunge singur stăpânitor în întregul Imperiu Roman de atunci și mută capitala de la Roma păgână, construiește un oraș nou pe malul Bosforului, Constantinopolul de astăzi. Orașul lui Constantin, așa se traduce, Constantinopol, orașul lui Constantin. Mută capitala Imperiului, în sens și adânc duhovnicesc, din Roma păgână în Constantinopolul creștin, el punând bazele Imperiului Roman de răsărit, numit mai târziu Imperiul Bizantin, care va avea o existență până la 29 mai 1453, când va cădea și Constantinopolul sub semiluna otomană. În anul 325, încă un fapt foarte important, convoacă un sinod ecumenic, primul sinod ecumenic de la Nicea, care a statornicit prima parte a crezului, pe care îl rostim și noi în biserică. Iată împăratul Constantin și mama sa Elena, apărători ai credinței, au convocat pe toți episcopii vremii de atunci, printre participanți Sfântul Ierar Nicolae, Sfântul Spiridon și alți mari sfinți ierarhi ai bisericii, și-au statornicit credința cea adevărată, condamnând erezia lui Arie și desigur luând și alte hotărâri benefice pentru biserica creștină. Trebuie să reținem un aspect important, că în anul 321, cu putere imperială, desigur, oficializează duminica zi liberă în Imperiu, încă de atunci. Duminica nu e zi liberă, nu știu de când, de 100 de ani sau de 200 de ani. Constantin cel Mare, 321, duminica decretată zi liberă în Imperiu. Iubiți credincioși, a fost ajutat mult de mama sa Elena, care, dacă împăratul Constantin a descoperit Sfânta Cruce pe cer, i-a descoperit Sfânta Cruce pe care a fost răstignit Mântuitorul Hristos în pământ. Din poruncă imperială, ea s-a dus la Ierusalim și a făcut săpături acolo unde a pătimit Mântuitorul Hristos și a fost găsite cele trei cruci, două ale tâlharilor și o altă cruce pe care a fost răstignit Mântuitorul Hristos, și prin minune dumnezeiască s-a arătat care este crucea cea adevărată și a fost salvată și dusă la închinare în prima biserică zidită de împărăteasa Elena la Ierusalim, care a suferit pe urmă și alte modificări, numită astăzi e Biserica Învierii din Ierusalim, bazele ei fiind puse de Sfânta împărăteasa Elena, care a construit multe biserici și în Constantinopol și în alte locuri pe care le puteți vedea, se pot vedea și astăzi. Unele dintre ele au ajuns în stare de ruină, dar pe altele mari împărați de mai târziu au construit biserici măreți, așa cum a fost împăratul Justinian. A pus bazele unei mănăstiri la Sfânta Ecaterina din Sinai, acolo unde Dumnezeu a vorbit cu Moise, în munte, și a zidit cu împăratul Biserica Sfinții Apostoli din Constantinopol, necropolă imperială care există și astăzi. Și acolo a fost îngropat și împăratul Constantin, care, simțindu-se bolnav pe sfârșitul vieții sale, în anul 337, în zilele acestea de mai, înainte de 20 mai, 21 mai,
a primit botezul creștin. A zice cineva, pe cum era, nu era creștin? De ce nu s-a botezat mai devreme? Păi era împărat, a păstrat pentru el doar formal titlul acesta de Pontifex Maximus, ca să nu creeze revolta funcționarilor imperiali care erau păgâni. A fost un diplomat iscusit, credincios în lăuntru lui, și s-a botezat aproape de moartea sa, doar cu câteva zile înainte de moarte, și a fost îngropat în biserica Sfinții Apostoli din Constantinopol în zi de Rusalii. Așa picau Rusaliile în anul acela, în anul 337 după Hristos. Iată, iubiți credincioși, pe de o parte prin pilda orbului din naștere, dar și prin sărbătoarea de astăzi, închinată Sfinților Împărați, numiți de Biserică Sfinți, de Dumnezeu încununați, din rânduială dumnezeiască, și cei întocmai cu apostolii, că au făcut și ei o muncă de apostol. Au apărat credința și au promovat credința creștină. Au apărat biserica, s-au pus în slujba bisericii și în slujba religiei celei noi, a religiei creștine, și numele lor a rămas de atunci și până astăzi cinstit, cu mare cuvință, în toată lumea creștină, rămânând un model pentru noi în a-L urma, a-L mărturisi și a lucra pentru Hristos în această lume. Amin.